Acoperișurile a 18 blocuri de locuit afectate de ploile din luna august sunt în proces de reparație, iar la 3 imobile deja a fost schimbată ardezia. În prezent, lucrările sunt efectuate la una din clădirile de pe strada Matei Basarab din capitală, însă locuitorii spun că procesul este tergiversat, iar odată cu ploile de săptămâna trecută, apa le-a intrat din nou în case. În replică, autoritățile afirmă că reparația durează mai mult din cauza procedurilor de achiziție pentru materialele de construcție. Acoperișul acestui bloc de locuit de pe strada Matei Basarab din sectorul Rușcani este unul dintre cele câteva care au fost afectate de ploaie torențială de acum câteva zile. În prezent sunt efectuate lucrări de reparație, iar acestea au fost realizate în proporție de 70%. În aceste momente, pe șantier sunt doar 3 muncitori, iar oamenii se plâng că lucrările tărăgânează. Apartamentul Lidiei Levițcaia a fost unul dintre cele mai afectate în urma furtunii din luna august. Proprietara a solicitat administrației locale ajutor, dar nu a primit un răspuns. Apa a curs peste tot. Când pe data de 30 august au fost iar ploi puternice, iarăși am fost inundată și asta pentru că nu s-au finalizat lucrările. Responsabilul blocului de locuit spune că lucrările de reparație a acoperișului sunt tergiversate. Se lucrează foarte greu. 13 au început, s-au lucrat 2 zile, data de 15 s-au dus, altă parte, și apoi peste 2-3 zile iar au venit, și iar au început, și așa, cu câte ori cu țâc. În același timp, responsabilii susțin că lucrările se efectuează cu dificultate din cauza procedurilor de achiziție. Se lucrează la toate adresele care au venit de la solicitant. Este procedura de achiziții, semnarea contractului, respectiv agentul economic desemnat trebuie să aduc materialele sale. Nu gestionăm cu bani personali, dar bani publici. Banii publici necesită respectarea procedurilor legale. Pentru lichidarea consecințelor ploilor din luna august, din fondul de rezervă al municipiului Chișinău au fost alocate 20 de milioane de lei.